Directorul general al clubului UTA, Codru Grădinariu, a fost ridicat de pe stradă și dus la București pentru audieri, în timp ce la sediul clubului din Arad s-au făcut percheziții și s-au ridicat acte. Conform site-ului Liga2.ro, ar fi vorba despre o plângere făcută de oficialii clubului Sepsis Sfântul Gheorghe la adresa omologilor de la UTA, după ce aceștia din urmă i-ar fi contactat pe conducătorii echipei Foresta Suceava pentru a-i motiva înaintea partidei de pe teren propriu cu formația covăzneană. În replică, președintele Forestei, Andrei Ciutac, susține că sucevenii și-au apărat corect șansele la fiecare meci din ultimul sezon. De 4 luni de zile nu am primit un leu de la nimeni. Am făcut totul cu bani de acasă, banii mei proprii, ne-am dus în deplasări vai de capul nostru, numai noi știm cum, drept dovadă că nu am mai putut ajunge la Călăraș. Noi ne-am jucat șansa de fiecare dată corect. Ne-am jucat-o și cu Brașov, ne-am apărat și la Mioveni cum am putut, ne-am jucat șansa și cu Sepsi. Cu toate echipele unde am jucat, am făcut tot ce am putut. Dar, mă rog, dacă cineva mă va contacta oficial în sensul acesta, voi răspunde cu cea mai mare plăcere. Avem dovezi la modul că am mers pe datorie, unde am mers și sunt și acum datorii la locațiile respective. Dacă am fi primit niște bani la meciul cu UTA, ne-am fi plătit datoriile, a spus Andrei Ciutac.